I s-a zis atunci lui Noe, fă-ți o arcă de gofer, care astăzi este simbolul celor ce slăpiți la cer. Nava care a plutit pe ape, arca cea din Chiparos, a simbolizat venirea Domnului Iisus Hristos. Cum s-a întâmplat atunci, ne-a spus chiar Iisus, chiar El, cu a noastră omenire, se va întâmpla la fel. Iată câteva aspecte. Câteva din vechiul strop, cum trăia aceea lume înainte de potop. Deci noi, om cu minte, om de treabă, om supus, le vestea mereu sfârșitul cu pedețele de sus, nu au vrut să le apeza. Nu s-au pocăit să scape din acele mari talazuri și îngrozătoare ape, din potrivă, nepăsare. Oamenii se îmbătau, despre ei Iisus se spune că în chefuri petreceau. Până în ziua când dezastru mare s-a dezvăluit, oamenii din vechea vale în păcate au trăit. În cetățile străbune, în orașul său natal, Noi a trăit fiorul nesfârșitului scandal. Că bețivii și stricații din Elinul și din Fara, ei disprețiau potopul anunțat în toată țara. Rudele apropiate îl numeau și ei ușor, auzând că unchiul Noe vrea să facă un vapor. Un vapor cu trei etaje era greu de construit. Lumea râdea, dar Noe era om neprihănit. Nu-i păsa de necredința pe țivanilor stricați. Râdă lumea, nu ne pasă. Noi suntem răscumpărați. Alta aș primi contract. În același timp și cerul, Norii confirmau mulțimii tot ce a vestit Dunier. Și începură după soiul, două, patru pene de tot felul și mulțim de păsări. 7 zile continuu, Domnul i-a chemat să scape în corabia salvării care va pluti pe ape. Și intrând cu toți în ape, de când se așezare, îngerul închide ușa după ei pe din afară. În același timp și norii negri s-au dezlănțuit, iar oceanele din larguri peste țările. Dinspre India, cu voaie, năvăliri în valuri, iar Atlanticul cel mare, păi și mai sus de mare. De la Marea de Marmara, până la Mediterană, Marea Neagră, Golful Persic, Marea Caspică, pe fană, toate s-au unit în Valea Tigrului și a Eufrat, unde cei din tâi localnici casele și-au așezat. Din pământ ieșeau vulcanii tulburați de acele ape, iar deasupra norii negri coboară tot mai aproape. Noapte nemai întâlnită, numai tunetele zării fulgerau, luminau, venind deasupra toate valurile mării. Oamenii treau coșmarul nemai întâlnit vreodată, căci era sfârșitul lumii cu pedeapsa întricoșată. Apele purtau în larguri pomii smulși din rădăcini, animale înnecate și pe oamenii haini. Peste tot buia planeta Gelugia Celui Sfânt, că păcatul, răutatea, era mare pe pământ. Cum ar fi pus să scape de pedepsele urgiei? Atunci au pornit spre munte și părinții și copiii. Dar și munții n-au putere de urgia lui să scape, că și munții cei de piatră a fost depășit de ape. Unde vei găsi scăpare, omule, să te ascunzi? Domnul te-a chemat, băiată, nu mai putea să răspunzi. Numai Noe, stând în arcă, cu ai lui rugăciuni, binecuvântat pe Domnul care face mari minuni, care izbăvește sfinții din pedeapsa celor răi, după cum e scris că Domnul izbăvește pe ai săi. Acelea vechi păcate, aceeași credință, astăzi omenirea drilei de cuvântul pocăinței. Vezi pe uliță stricații ca acum 5.000 de ani. Astăzi este plin pământul cu asemenea mețivare. Peste tot vezi birturi pline cu mizerii imorale care chiuă și strâng ca și cei din vechea mare. Oamenii vestesc sfârșitul cu acelea vechi reacții. La păcate li se spune altul mai modern, distracții. Însă orice cum le spune, nu va fi sub cerul loc să se ascundă de sfârșitul care va veni cu foc. Nici în lună, nici în stele nu vor fi ascunzători. În zadar, atunci vor plânge oamenii cei voi tot. Când corabia salvării va putea atunci în sus, iar pe norul plin de slavă se va arăta Iisus.
2000 de ani trecură, de când neîncetat cuvântul, chiar o lume păcătoasă care a umplut pământul, va veni din nou sfârșitul. Este aceste miliarde, că și cerul și pământul, toate s-au topit, vor arde. Toate s-au topit. Așa cum strigă glasul celor ce vestesc, în curând se va aprinde globul nostru pământesc. Milioane de ființii cărora se curmă firul de mai puse fără mele, care au înfut potrivul. Strigă într-una răzbunare sângele copilaș, ca să pedepsească Domnul, criminal, ucigaș și atâtea alte rele săvârșite pe pământ, au ajuns până la stele și în fața acelui sfânt toate relele grămadă. Au putut cu vârf paharul, nu-i mult și omenirea, m-a gustat din el amarul. Ne urmim de cele spuse, de cele întâmplate, de mulțime neînvinse, de plăceri și de păcate, dar mirarea e mult mai mare decât pentru cei străini. Pentru cei din casa sfântă, care numim creștini, dacă numai jumătate de când ești creștin, e foarte rău. Dacă jumătate e lume, e rămas cu Dumnezeu. Dacă tu râzi de moarte, de o frate, zici rămas, chiar de-ar ține Scriptura mână, nu sunt sfânt, ci ucigaș. Dacă sunt nespus de mândru și nespus de răfăcios, nu e bine. Nu e Fiul lui Iisus Hristos, frica nu e de la Domnul. Unde e frică, nu iubire. Cei fricoși vor sta afară la lui Iisus de mine. Cei fricoși și toți gârciți cu bogați împreună, care în această lume numai pentru ei adună. Și minciuna e fatală. Nici cu ea nu treci pe bunte, că mincinosul nu ajunge cu Iisus Hristos pe munte. Dar reții, despre frate, unde își vor avea ele? Dacă nu sunt tot la Domnul, îi arde veșnic focul. Nu ar vrea să dau verdict. Domnul e judecătorul, care va desparte turma și va judeca poporul. Nu e dar ce stai în arcă. Cu ai tăi de toți unii, nu te teme. Nu-i departe ziua când vei fi răpit. Despre ei Iisus ne spune, beau, mâncau, se însurau, până și spre arca izbăvirii cu bazocul trebuiau. Dar pe marea urmărare și durere din Iisus, ei s-au necat, dar arca a putit pe valuri sus. Nu era un mare număr. 8 persoane izbăviți, tot așa vor fi și sfinții că vor fi la cer răbiți. Căci în urmă e mulțimea. Jumătate din popor care n-au intrat în arca Harului Mântuitor. Frați, surori, jumătate probabil și era o închisoche. Dar fraților și surorilor, noi suntem favorizații lui Iisus, dar nu uitați, s-ar putea să plângă unii în adâncuri disperați, când vaporul mântuirii, înspre vârful Ararat, își va lua zborul spre Iisus neîncetat. Când Iisus Hristos cu sfinții și arhanghelii de foc, îl va lua spre cerul zborul și o va lua cu toți de un loc. Doamne, la Ta venire, dorul care ne frământă. Vrem să fim cu toți atunci în măreața altă sfântă. Și părinții, și copiii, Doamne, la Ta venire, Doamne, dacă în suferință treci pe frați și pe surori, dă-ne Tu la toți credință să ieșim biruitor. Amin.